fereastră și secvența de la concert de aseară. Hai să văd. Domnul Leca, vorbiți dumneavoastră până ne așezăm noi. Ce părere aveți? Sigur. Pentru că mulți au zis, domne, că de fapt a fost discriminat, că i-a zis băiatului, dă-te jos, romule, ca să nu zic urât cum au spus. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că există o discuție. Românii au această zonă de rasism foarte, foarte clară, dar nici băiatul, repet, din punctul meu de vedere, nu era un caz care să emoționeze publicul. Deci acolo nu s-a lucrat în beneficiu trupei Coldplay, dacă mă întreb. În urmă cu aproape 2 ani de zile, la unul dintre festivalurile fabuloase de muzică electronică, a fost acest tip de moment care a prins extraordinar. Managerii celor de la Coldplay s-au gândit să repete acest moment și să fie un plus de succes. N-au mai fost un plus de succes, au fost un plus de huiduieli. De ce? Vârsta celor care ascultă Coldplay și vârsta emoțională, dar și nivelul cognitiv, pregătirea celor care ascultă Coldplay, nu are legătură sub nicio formă cu direcția pe care tânărul artist în zona de manea o are. Și atunci este absolut normal să fie huiduit. Nu a fost huiduit datorită etniei, să fie foarte clar, ci datorită geniului muzical interpretat, neînțeles și neacceptat sub nicio formă, nici după 2 litri de vin, de cei care participă în mod concret la tot ceea ce înseamnă fenomenul Coldplay. Punct. Eu cred la fel, nu cred că este vorba despre rasism aici, dar sunt convins că dacă, să zicem, o celebră filarmonică, să zicem Royal Filarmonică, ar fi făcut un asemenea gest, ar fi fost de asemenea clivajul foarte mare între un public și celălalt. Problema nu este neapărat a felului, a muzicii, ci și a mesajului pe care multe dintre aceste cântece le au și în care publicul de la Coldplay nu se regăsește și atunci e normal cu să dreg dușmani, am bani, gagici, eu sunt șeful la aia, la aia, la aia, nu prea se potrivește cu publicul ăsta. Deci nu s-a studiat la finețe dacă acest lucru poate... Ai înțeles de ce am cântat Sunt sărac, dar relaxat? Că pe tine putea să când te ia... Când avem bani! Aia e treaba. Aia e povestea. Da. Și am coadă. Eu dacă apăream, uite să zică și șeful. Da. Da? Era altă treabă. Dar ai spus cu autobuzul, da? Că am pierdut autobuzul, că n-am avut un să parchez, că pe mine m-a chemat. I-am arătat. El a vrut să vină cu autobuzul, că el are autobuz. Da. Bine că n-a vrut să vină la concert cu mașina de gunoi. Da. Din punct de vedere psihoemoțional, artistul nostru, manelistul nostru de succes pe TikTok și pe Instagram, va avea, din punctul meu de vedere, o cădere și va avea nevoie de suport psihoemoțional, fiindcă el s-a dus la acest concert îmbătat cu apă rece. Lui s-a vândut o iluzie. Lui s-a spus în felul următor: ești top, nu mai este nimeni în țara asta ca tine, oamenii ăștia veniți din afară s-au uitat către tine, exact cum a spus el. Frate, ei s-au uitat la mine, m-au ales pe mine, nu l-au ales pe Salam, nu l-au ales pe Minune, nu l-au ales pe Babi, nu au ales pe nimeni. M-au ales pe mine. Și când s-au urcat pe scenă, reacția publicului a fost total distorsionată de ceea ce el se aștepta. El se aștepta la un vuie, la aplauze, la bluze rupte, la chiloți aruncați pe scenă. Nu s-a întâmplat asta. Din contră, a fost primit cu niște huiduieli îngrozitoare. Cum să spun? A fost ca la revoluție. Exact în momentul acela, când elicopterul în 1989 a decolat și s-au ridicat din mulțime huiduielile, așa a fost la acest concert. Îngrozitor. El a mușcat un măr otrăvit. Da, aici, repet, e un background care trebuia pus la punct și degeaba trupa Coldplay se supără pe România, că nu-i vorba de România. Lucrurile astea trebuiau așezate cu totul altfel și aici a fost o mare lipsă de informare. Pentru 30 de secunde, hai să vedem ce a spus și domnul
domnul Bab, așa că așa se face în meseria asta. Trebuie să ascultăm și protagoniști și după care vă eliberez în strânsoarea emisiunii mele, pentru că lucrurile sunt clare. Să vedem, poate comentăm și mâine, că am înțeles că și astăzi se merge pe ideea asta. Dar, repet, un alt caz care să reprezinte integrarea, nevoia de a fi unii cu ceilalți, nu un om cu milioane pe YouTube, că pe ăla lumea l-ascultă, care l-ascultă, cine nu l-ascultă, ca orice artist. Unora le place Vali Crăciunescu, Crăciunescu, altora nu. Asta este. Una, bineînțeles. Suntem liberi pe lumea asta să ascultăm ce vrem. Hai, domnul Babașa, 10 secunde ca să nu zicem că n-a fost. Hai. Vă salut pe toți, sunt Babașa și aș vrea să revin și eu cu un răspuns pentru tot ceea ce s-a întâmplat, deși nu sunt în măsură să intru în discuții, tocmai fiind centrul atenție acum, nu vreau să creadă lumea că profit de așa ceva și nici nu sunt în măsură să vorbesc despre așa ceva. Las oamenii la buna lor plăcere să judece situația cum trebuie. Dar ceea ce trebuie să spun este că, pentru cine nu știe, cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român pentru concertul lor, pentru cel de pe 12 și pentru ziua de mâine, de pe 13, iar ei s-au uitat în topurile muzicale și m-au văzut pe mine. Ei personal au contactat impresarii mei, m-am trezit deodată și nu știu câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate. Pentru că vorbim de un alt nivel, de un cu totul și cu totul alt nivel și indiferent de toate huiduierile din lume, eu tot aș fi acceptat, pentru că așa ceva este o dată în viață. Iar pentru cunoștința voastră am avut chiar și o probă de sine. Băiatul n-are nicio vină, doamnelor și domnilor. Dacă a fost chemat, el a zis așa ceva în viață nu se ratează, da? N-are nicio vină. Eu am ratat autobuzul. Perfect. Înțelegi? Corect. Zi, Radu. E corect. Copilul a spus în felul următor. Pe mine m-au sunat, m-au ales, impresarii mei m-au spus, frate, ai fost ales dintr-o lume imensă de maneliști. Am simțit această oportunitate și am zis să profit. Aș fi spus copilul, chiar dacă m-ar fi huiduit și eu a doua oară m-aș fi dus, fiindcă e o ocazie unică în viață. Vezi, lui s-a vândut iluzia prin care ar fi avut succes lângă una dintre cele mai stabile, echilibrate și fabuloase trupe din... Asta e. Mulțumesc foarte mult, Radu. Dom'le, ai venit cu autobuzul ăla încoace? Nu. L-am lăsat acolo. Da? Doamnelor și domnilor, mulțumim lui Valica. Ai văzut, da? Da. Poate mai stăm după publicitate, vine Oana Turcu cu o doamnă absolut senzațională. Cât mai poate să stea domnul Crăciunescu? Poate să mai stea, că are cântare astăzi și nu știu cât reușim. După o scurtă pauză ne întoarcem cu alte povești. Dacă vreți să mai vorbim despre Coldplay, mai vorbim. Dar, repet, aveți grijă de ei. Cine i-a sfătuit să facă treaba asta, n-a gândit bine. Ne întoarcem.